19 mai, lună nouă în Taur. Când avem lună nouă, trebuie să știți că trebuie să ne sădim acolo semințele, pentru că trebuie să facem lucruri noi. Fim mai creativi și o să ne dorim să ieșim în evidență. Atenție pe zona aceasta de narcisism. E adevărat, da? Așa, după 21 mai, în 21 mai, soarele intră în gemeni. Deci ar putea să fim mai jucăuși. Bun, deci ăsta e întregul calendar. Și acum să începem cu începutul. Avem aici ascendent berbec anemona, hatice Iuliana și Vlad. Deci sunteți marcaj de berbec. Deci născuți în berbec. Dorință spre schimbare în luna mai, pe care s-ar putea să-l căutați. Dorință de competiție din data de 20 mai, mai mare. Păi uite, ne apropiam către finalul competiției. Cheltuieli inutile s-ar putea să fie realizate. Deci să fiți atenți cam ce puneți pe acea listă. Așa. Da? Deci atenție mare pe zona aceasta. Marte, acesta care este, nu știu, se spune că e ca și zeul războiului, în casa a cincea la voi, o dorință mare de competiție. Deci intrați și mai abitir în competiție. Deci ceilalți nu-i omorâți, înțelegi? Pentru că, na, e Marte peste ei, deci n-avem ce să facem. Bun. Taur. Cătălina, Sabrina, Hatice au ascendentul acolo. Dani, Irina, protagoniștii, pentru că sunteți tauri. Ce este pentru voi? Ce vă rezervă? S-ar putea să fiți undeva, să vă aducă această lună lună plină, să fiți mai retrași de la începutul, te resimți, nu? Așa, deja, pentru că asta spun mereu, nu neapărat trebuie să se facă data B ca să începem să ne resimțim. Deci energia intră ca un vortex așa dinainte și începe să ne aducă anumite sentimente sau anumite lucruri interioare. O percepție și o reflecție interioară, adică s-ar putea să stați voi cu voi acolo de vorbă, voi cu voi în oglindă. Este foarte important că în momentul în care Mercur își va opri retrogradarea, cum am spus, pe la mijlocul lunii, soarele o să se afle, îi se află oricum în semnul vostru și Jupiter, acesta care spun marele benefic, intră în semnul Taurului și atunci este foarte bine, sunteți pe cai mari, cum ar veni. Ar trebui să duceți un anumit proiect la bun sfârșit, pentru că aveți protecția asta a astrelor și Jupiter ne ajută în general dacă facem lucruri, pentru că Jupiter ne poate aduce și o foarte mare lene. Și atunci dacă ne este lene, nu o să mai facem nimic, dar dacă na, suntem atenți. Și atenție la toată lumea asta, spun cu Jupiter în Taur, la siluetă. Deci atenție, mă văd slim aici, deci nu e problemă. Dar ideea este că s-ar putea să și mâncăm mai mult, să avem tendința să mâncăm mai mult. Și ceva bun, cine știe. Taurii ce mai fumi. Gemeni. Ascendentul are Vlad acolo. Antonio, Zein și Simona. Mă adresez acum. Aici, pe zona de imagine la voi, s-ar putea să existe oarecare îngreunare. Adică, nu știu, să auziți discuții sau să se vorbească despre voi. În general, este bine să nu punem la suflet, sincer, pentru că sunteți ca o mare familie, nu știu, adică toate sezoanele, mie mi se pare că ar trebui să comunicați și după aceea între voi. Jupiter la voi înseamnă, puțin la început când intră, un moment de retragere. Da? S-ar putea să nu mai vreți să luați parte și este foarte bine să vă canalizați cei care aveți relații pe relația voastră. Nu trebuie să forțați nimic în luna aceasta, pentru că este foarte posibil să vă certați. Și atunci este mai bine să ne înghițim limba, eu mereu spun, da? Înainte să scoatem. Pentru că și cuvintele, și o să vă explic la sfârșit după ce terminăm, gândurile ne-au fost date, ne-au fost date cuvintele și faptele. Toate ne-au fost date, sunt niște tool-uri pe care noi le avem și este foarte important cum le folosim, pentru că au energie foarte mare. Și gândul, cea mai mare energie din univers. O să vorbim după aceea despre el. Pe zona de... s-ar putea să vă gândiți la, tot la momentul acesta, când veți ieși din casă, ce o să se întâmple.